Cum a fost în America? Obositor, în primul rând obositor. Nu am făcut un film cu mulți bani și e clar că foarte multe scene, dacă nu chiar toate, a trebuit să le jucăm un pic așa, fără să cunoască primarul New Yorkului chestia asta. Adică am văzut că ați filmat și pe stradă și știu că e greu să... E foarte greu, dar a fost o provocare, a fost îngrozitor de obositor, pentru că am filmat ceva care trebuia să filmăm în cel puțin o lună și noi am făcut asta 11 zile. La 2 ore înainte de plecarea avionului, noi încă eram pe Hudson și filmam scena cu Statuia Libertății. Da. Când vedem filmul? 19 septembrie va fi lansarea oficială, bănuiesc că la București, după care toți spectatorii din țară vor reuși sau îl vor vedea. O să mai jucați cu ursul? Poftim? Cu ursul o să mai jucați? Da, se vorbește despre o continuare a acestui film, lucru în care nu prea cred, pentru că nu din cauza actorilor sau din cauza producătorului, ci, repet, iarăși ar fi o provocare. Tudor vorbea și de America Latină, de fapt, lucru aproape incredibil, dar, repet, nici în asta n-am foarte crezut când mi s-a propus lucrul ăsta și iată că s-a întâmplat. S-a întâmplat într-un mod miraculos. Consider că e un miracol ce s-a întâmplat în ceea ce privește America, filmările din America. Da, s-a întâmplat. Da, trebuie să credem în continuare miracole. Dacă s-a întâmplat asta, cu siguranță se întâmplă și alte bune. Și dacă tot vorbim de cinematografe, 2 întrebări legate puțin. Vă aduceți aminte de prima experiență într-un cinematograf? De primul film văzut sau de un cinematograf de suflet? Da, era cinematograful din satul meu și tatăl meu, neputând să mă lase, pentru că mama era pe undeva, nu știu, m-a luat la un film care era un film cu Chaplin și toată lumea, țin minte că ploua și erau și cu umbrele, pentru că ploua în clubul acela, în cinematograful acela, dar ce m-am mirat, aveam 6 ani și încă n-aveam simțul umorului, cel puțin pentru filmele lui Chaplin, și m-am mirat foarte mult, nu înțelegeam de ce oamenii râd. Eu aveam umor, ca să zic așa, dar nu înțelegeam de ce oamenii râd de omulețul acela care aleargă pe acolo, se împiedică, cade, așa. Asta a fost prima mea experiență, asta țin minte, tata m-a luat și după aceea am văzut un film, a doua experiență, la fel traumatizantă pentru mine, era un Otello, un film rusesc. Un hotel bun în care adormeam, iar mă trezeam și nu înțelegeam în general ce se întâmplă, decât că îmi plăcea foarte mult că eram la cinematograf. După care, mă rog, am mai văzut. Asta vreau să zic, relația cu marele ecran, cu cinematograful s-a păstrat? Ați mai avut după aceea un cinematograf de suflet unde mergeați? Aveam, bineînțeles. Asta s-a întâmplat și la facultate. Am avut, de exemplu, o experiență senzațională când m-am dus la un film de Tarkovski și erau 400 de locuri și în final am rămas eu cu colegul meu. Deci, pe bune, când s-a aprins lumina, eram eu cu colegul meu, că eram la regie teatru și țin minte că așa s-a întâmplat.